Salutare și bine v-am găsit la un nou un after movie al turei din Apuseni. Dă-i roată! Încet! Încet roată! Și uite-o pe Paula, dispare Paula! Zici? Pentru că n-avem tură fără peripeții mecanice, avem o dâră suspectă de vreo 5 km. Și acum am găsit mașina. E cumva, nu e de la mine, e de la ăla din față, e de la ăla din mai în față. Dar acum dâra ne-a urmărit și s-a oprit odată cu noi. Trăiască scutul! Opa! Numărul? E ok! Keep running! Nu murdări! Tu fii atât de plin de ulei. Uite că evaporatorul e din spate. Deja e baltă sub ea. Iar astăzi și mâine trebuie să facem 3 zile de traseu, în doar 2 zile fizice, ca să recuperăm ziua stată ieri. Lovituri fine de baros. Reglajul fin. Tură pe care o știți, e anunțată din decembrie de aproape 6 luni. Tură la care vom avea 8-9 mașini. Zic 8-9 pentru că s-au întâmplat foarte multe schimbări săptămâna aceasta. S-au anunțat care au venit pe ultima 100 de metri și pe care n-am putut să nu-i primim cu drag. Sau au fost cazuri unde au apărut diverse urgențe și n-au mai putut să ne însoțească. Aurel a stricat mașina venind de la Târgu Mureș, cumva era cel mai apropiat și va veni doar mâine. Momentan sunt singur, Ana m-a abandonat la acest episod, dar o veți vedea mâine dimineață. Nu pot rata ceața din chei. Pe pietriș, da, pe pietriș. Da, bună dimineața. Bună seara. Da, lungă-i drumul. Salut. Salut, salut. Kivi, îmi pare bine. Bună, bună. Anca. Kivi, îmi pare bine. Da. Nu poftim. Gata, nu!
E bun așa, e bun așa, las-o, că e bun. Nu mai zic. Dar ce să-ți mai zic? Na. Hai. Gata, 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 treci pe partea aia altă. Da? Da? Oi, oi, oi. Îi la... mijloc. Mijlocul mijlocului. Bine, hai, stai că ți explică imediat, Vețuca, cum trebuie să mai dai din volan și... Și un mic disclaimer încă de la începutul acestui video. Scopul acestui episod sau acestui after movie, cum îi zicem noi, este de a reaminti celor care au participat în această expediție, care au fost momentele plăcute, mai puțin plăcute și de ce ar trebui să se reîntoarcă în turele Exploring Together. Așa că în caz că nu menționăm unde ne aflăm, pe unde am luat-o și așa mai departe, nu ne-a scăpat, ci așa am ales să o facem noi, așa nume să nu zicem nimic despre acest traseu și locațiile acestei ture. A, uite ce frumoasă e! Dar cum toarce veu. Bună. Bună ziua. Neața, Kivi, îmi pare bine. Loți. Kivi, îmi pare bine. Îmi pare bine. Ați ajuns până la urmă. Da, da. Dar vă că singurei. Da, da, fără fete. Fără fete. Au astăzi test și n-au putut. This the mothership, nah, not that other shit. Hai să vedem. Acum stai, doar spun. Prima dată e un loc plin în care nu ai răs nimeni. Aici e un concertar în care mămica mea a vrut să facă și un dressing, dar normal aici veneau scaune și altele. Așa. Și frigiderul prins. Cu invenție făcută acasă. Foarte fain. Tot ăsta e făcut homemade. Aici. Păi și tati le-a făcut toate? Frigiderul nu e, de la voi, da? Nu, aia da, dar zic sliderul și sertarele și foarte fain. El a făcut. Aici mai sunt niște chestii, aragazul, masa. Foarte fain. Da. Ce mai am? Aici sunt scaunele, tot de la frontala mea, de la cum aveți voi. Aici în spate mai am o șufă care prinde saci de dormit. Ok. Și cam atât. Nu pot să cred. Aici a dispărusei. Revenim. Dar bună dimineața! Să vă rețineți numai. Da, unul lângă altul. Până ajunge, până alimentăm. Acum până în Peco o să meargă ei cu Dimi, că ești unde-i Peco. Și de acolo redeveniți voi liderul de grup.
Da, regula e clasică, trebuie să-l vezi tot timpul pe cel din oglindă. Dacă nu-l mai vezi, înseamnă că s-a oprit, că e ceva problemă, ori cu el, ori cu cel din spatele lui. Mai avem și pachetelele. Noi veni. Don't be mistaken, I'm not sad, I've just awakened to the fact I might need to try something new. Ooh, don't you worry, I'll be fine in the flurry of the scales falling from my eye. And I'll begin again where I landed. I'll begin again where I am. Danu Mașalieru. Seven-fifteen's too early to be calling, but this ain't gonna take long. I'll let you fall back asleep soon. I was hoping maybe you could ease my worried mind. No, there ain't no damn way I can love someone else like I loved you. And I know that it might be a long time. Dad,
dar chiar așa de repede strică pătrolul, cum zice lumea? Mă, depinde ce faci cu el. Că dacă ai grijă de el, nu se strică. Mă, de exemplu, cum facem noi acum, turele astea, cum merg? Nu știu dacă îl întreții, adică nu o să-l verifici, nu să mergi până când se rupe. Seara de la oprire, mi-e place patrolul ăla, Y60, de la vechi. Da. De la orașul meu, cunosc pe mare. Sus. Ce am făcut aici? Dă-i cu ușa. Facem curățenie. Nu facem noi drifturi pe asfalt. Mă vede urmele. Când asta că puteți că urcă un ceva nu suporteavă. Ceva este utilat. Măcar cineva e fericit de tură. De tură, de mers pe jos. Mai e cineva care... Băi! Jos de acolo. Cu mine. Nu se îndepărtează la mai mult de 10 metri de mine. Po problema asta? Da, da! Ai vândut vitara care ieșea din șanțuri. Din șanțul ăsta. Nu ți-a plăcut? Cu dreapta ai zis că le iei cu stânga. Relativ, Einstein așa a zis, totul e relativ.
un serviciu. Asta așteptam. Am crezut că nu mai e drept. Exact, știu că ești rușinos și nu... Cheese tax. Bravo, tati. Hai să-ți dau și ție. Potopu! Poate să vine! Ia uite-l! Ioi, ce-a venit ploaia! Ce fac, juniorii? Bine! Salut, una bucată! Servus, Bogdanelu, ai cu centura? Da! Perfect! Am 6-7 km. Da! 7. Ia vine un camion, Kiwi. 3, 4, 5, 6, 7. Da, păi să se ducă, eu stau ultimul. Nu i-am pornit telefonul, știu și nici nu. Ați vorbește cu tine. Da, da. Alo. Da. Nu ai un waypoint pe track cu spre vântării? Am un waypoint cu panoramă Sărșiu plus campare. Și înainte de ăla? Hai dați înapoi. Nu l-am găsit, dar ok, ne tot ce. Hai dați. Acolo cascadă vrei? Da, da. Ah, pa, pa. Da, bineînțeles. Cred că ușa era deschisă. Da? A mea. Da? Da. Că nu există niciodată variantă. Hai, dați curaj, curaj, la vale. Acolo unde-i stânca trebuie să ajungem. Hai, e stânca. Hai, iubă. Hai să-l îngâi, iubă. Păi nu-mi răspunde pășitătă lumea peste ele. Până unde? Hai, Chiva, hai. Până acolo la stânca. Care vedere? Ce faci, Ionuțule? Aici. Ia-te-l cu bidonul cu apă. Dar nu vrei să-l cardie jos, mă.
Dar ce are? Dar mă, că argolește-l să nu-l duc. N-are nimic. Treaba ta. No, hai da. Ăsta-i taur? N-avem de unde, știi, numai când îl analizăm. N-are treabă. Atenție la balegi. Bine? Aia e problema, să n-aluneci. Și ăla-i tău oraș. Și asta-i și chirai tău oraș. Și asta-i tău oraș. Experiență, că oricâtă experiență avea când ești o ia. Alo, nu știm, nu există prână. Processing. Facem ăla cu cam topogan. Parkour. Vai, ce s-a băisor. Bă, dar chiar, hai dați voi înainte. Ia uzi. Dar eu tot așa mă gândeam, de ce nu o luăm pe acolo? Wow, da. A trebuit tot să cobori. Da, da, mai tot. Maria mă scheabă. Ia mă, că a scăpat, mă. Am sperat că prind și eu ceva frumos. Cine are doroc? Hopa! Cine are ușurea, mă leasă? Mă, de grau unde dai nouă camera, acum te... Stai! Rapid! A scăpat! Nu mă aștepta. Bun, ne auzim cu toții? Costi? Pe cine avem astăzi în mașină? Pe același Bogdanel, dar de data asta cine este în dreapta față? Biencuța. Nu am fost capabil să închid pot bagajul. Nu prea am eu norocul să stau în față. Da. Cred că odată am stat în față cu jeep-ul, dar la vitara. Te-ai spornit deja. Cum? Și mi-aș fi dorit să nu lucrăm la mașini. Nu
chiar s-a putut chestia asta. Biencuța? Da. Ai pus centura? Da. Că... Am crezut că cineva și-a uitat. Tu ai șapcă? Aveai șapcă pe cap astăzi? Nu. Nici tu? Vera, Vera! Pregătiți? 100%. Hai să vedem și sucumobilul. Haide, 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 haide. Avem mini suci cu noi? Cum? Mini suci îi avem cu noi? Mhm. Noi muncă pe bază, recepție. Se recepționează. Am discutat cu ei și nu ne-am zis în regulă. Am vorbit un pic prea repede de la briefing-ul de la plecare din cheile turzii. Parcă nu se mai aude nicio bătaie de spate, știi? Bratule dragă, tu vrei să propăgești copilul ăla? Noi ne vrem ca din trei să plecăm de la casă neapărat. Și acum e prioritatea problemă. Acum ești pe reductor sau afară? Reductor. Ok, nu știam dacă ai reușit să o bagi sau nu. Ce am zis ora acum, sunt ok. Salut, salut! Pot fi de camera un pic. Stai un pic. Da, un pic. Ați uitat de unde vine băiatul. Și Mișu... Nu mi-a luat cu o domnișoară, mă, când îl pui.
Pune-l, frate, sus pe el. Ce părere ai despre funcționalitatea spărgătorului de lemne pe de care lemne? L-ai construit tu acum 10 ani? E în plin proces de... Încă n-a ajuns la maturitate crăpătorul de lemne. Nu, dar funcționează în parametri 8. Dar e în parametri, da, 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 e în parametri. E versiunea 274 metri. Da. Păi când ajung aici să stai? Ia mă că-i cu lopățica. Asta e cu... Eu strâng, am zis, sărac. Nu, nu poți bagi bătii până mult mai dedesubt, nu deasupra. Da, 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 arde un pic mai bine. O, uite, nu, că eu ieșit, eu ieșit acum. E o pungă cu purpulețe, stai cu minte, e de la farmacia inimii. Deci trebuie să punem în valoare licoara bahica domnului Cristi. Și nu o să putem altfel decât la sticlă. La culoare. La culoare. Mi s-a părut mie că tot l-am auzit. Dar uite că a și apărut. După maxim o zi... Să știți că dacă e pe urcare, făcea cling, 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 erau paharele mele. Ați ajuns! Hai aici! Maxim, stânga acum! Stânga! După doar am ajuns! Trebuie să pornim de luni! Salut! Bună, bună! Bună! Chivi, îmi pare bine? Andreea, îmi pare bine! Tudorica, nu zici nimic! Salut! Ce-i cu liniștea ai, asta? Nu-i singurul cavă, numai că s-au ajuns! Avem piese! Salut, salut! Ce faci, Tudorica? Americo și o faină! Aia! Avem tâmpădure! Da, da! Tâmpădure pe deal! Mua! La meniu am înțeles că mai există inclusiv cartoscop să nu joc. Before summer has gone away, don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Dă-i roată! Încet! Încet roată! Și uite pe Paula, dispare Paula! Zici? Pentru că n-avem tură fără peripeții mecanice, avem o dâră suspectă de vreo 5 km. Și acum am găsit mașina. E cumva, nu-i de la mine, e de la ăla din față, e de la ăla din mai în față. Dar acum dâra ne-a urmărit și s-a oprit odată cu noi. Trăiască scutul! Opa! Numărul? E ok! Keep going! Nu am urmări! Cu fii atât de plin de ulei. Uite că e evaporătoarea din spate. Deja e baltă sub ea. Păi m-am descurcat. Așa face un băiat de 4 ani. Corect. Hai să spargem ouăle. Aici, în margine, eu țin ouă și tu spargi. Cum? Eu țin cuțitul. Da. Încă o dată. Perfect.
motorul. Farfuriile. Bună dimineața! O fi soare, dar nu-l văd eu. Dacă nici pe ăsta nu-l vezi. Pe mine m-a scos afară din cort, dacă l-am văzut. Te-au hășăit afară? Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa pe biletele. Apa, iubirea mea. Apa. Stai că ăsta mi l-a dat primele, tata. O, săracu. Dumi, vrei să luăm masa? Da. Te rog. Ce-ți mai trebuie altceva? Iau cârpă, Dumi. Eu să ne mai trebuiască roșii, castraveți, ia capacul. Prânz. Ei, iar încă n-am tăiat-o pe-o. Cristi, o salvați. Mulțumesc! Pentru că n-avem tură fără peripeții mecanice, avem o dâră suspectă de vreo 5 km. Și acum am găsit mașina. E cumva, nu e de la mine, e de la ăla din față, e de la ăla din mai în față, dar acum dâra ne-a urmărit și s-a oprit odată cu noi. Ai lăsat dâră de ulei, pun aici. Bună ziua, ne-am un pic de mutat la ale noastre și... De la ce e? Cutia tot pe plină de ulei. Uite că e evaporatoare din spate, deja e baltă sub ea. Bine, chestii. Da, nu, probabil era furtunele alea. Da, furtunele... Da, uite, tot e plină cutia de ulei. Și pe partea asta. Pe partea ta. Uite aici unul. La ce negru e parcă ulei de motor. Da, da, pic fără din ea. Pic, 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 pic. Uite. Iată, e ok. E ok. Pe portieră să... Din față până scoate. Da, și te scrii mare și tare. Uite cum picură. Uite cum picură din ea. Uite. Uite în față. Oprește că imediat rămâi fără ulei. Okay. Îl vezi? Îl vezi? Dai ulei, sigur. Arată. Și cutunul ăla de gumă s-a crăvat. Iară? Iară? Păi nu știu dacă e tătăla. Are un unghi foarte ciudat. E așa, e foarte arcuit, știi? În poze se face. Da, în mate furtun de ale e 10. Nu, trebuie niciun furtun. Sunt de gust bicarbonat, ies. E de gumă, e furtun, e combustibil. Nu contează. Nu ține. Cum nu ține, mă dumne? E așa neondulat. Ține, mă dumne, mă, că nu trebuie pe exterior. Cam nu ține o vezicie, dar... Pus o canapă la tic. Am căzut eu primul. Mimi s-o cum mai rău. Ea era, ea se umfla și eu eram... Eu nu mă duc cu copilul la spital, eu nu țin. Mă duc eu până în față la spital. Eu m-am dus cu tata la spital și am ajuns la poliție. Am luat doctorița și am trecut cu ea printr-un perete, de rigips. Era tăiat la mână așa, tare, tare. Am un pungă plus 8 pungi mari cu el și un pungă de sânge. Era palid ca barul. Îi spun la doamne, bolnav și cu inima. Și vine doctorița. Ia plaga și face așa. Și când a făcut așa, ulsări sângele pe ea pe față. Și stai mi-o leșinat. Eu când am văzut, i-am luat, plus când am trecut cu motovileți prin perete, direct în col am ajuns. Și am plecat time-ul la sus, eu am plecat la... Am ajuns la plimbare. Orice tindi să fie... orice lucru provizor devine permanent. Nu, tindi să devine... Da. Da. Dar astea s-a născut în vamă în Grecia de astea. Eu vin de la cu pistolul, ca ce facem aici? Când ne-a scos flex de alea, frumos, înșirat, eu vin, zice, părăsiți. V-am azut house, broken, nu, no, nimica. No, atunci hai și ajută-mă să împing dacă vrei să de explica, bă, uite, ca așa fac, de alea, că nu se chem platforma.
There is no money for platform. Exact. În Germania we are Romania, we can fix everything. Prietenul lui a schimbat motorul la dubă, la T4, în parcare în Germania. Și când aproape terminau, a venit o mașină de la Garda de Mediu. Avea o pată de ulei rămasă jos. Auzi, boss. A venit cu buldescavatorul mic, l-a dat jos de platformă, a decupat betonul, asfaltul, a săpat până la pământ, a luat tot, încărcat în saci, a turnat înapoi așa, i-a dat factura. Serios? Da? L-a încărcat. Arată... rezultatul. Arată romantic. Bine-nțeles. Următorul, Kiwi. Da, da, acum și-a făcut curaj. Când ajungeți într-un punct de belvedere frumos, vă opriți, pauză 5 minute sau mai puțin dacă vine ploaia mai repede. Maxim ce se poate întâmpla e să-l apuce nebunia pe Ionuț să dea o blană, să-ți dea pietre în parcurs, dar ne bazăm că nu-l apucăm. Nu, că se bagă la asta pentru treaba asta, nu știu că nu-i cazul, dar nu-l cred. Băiat sau fată? Băiețel! Ivițel, ivițel! Poftește! This is! Și cum a fost? Tată, e nume are curia o păstă... Am zis că drăi! Aici eram cauciuc cândva. A fost. Nu are curia o păstă, nu are canelurile. N-are... Da... N-are nimic. Da, mă, vrei să zic eu cum se blochează, fulează puțin, desface? Uite, cu altă cureaua. Uite, acolo de ceva, vezi, acolo căzut înăuntru. Era de cauciucul ce-a fost în ăla era aici înăuntru. Da. Hai să-l recuperăm, că poate punem înapoi. Nu, nu, lasă, da. Da, mă, stai. Uite-le. Ce ți-am spus? Nu mai scoate că n-ai altfel, alții nu mai ai, eu cu avem toar. Vezi cum curge. Nu mai e nici curge, curge. Lasă curge. Da, aici sunt, tot fond, oricum. Thank you.
că... Și uite pe Paula, dispare Paula. Zici? Nu dispare, dă-i cu crezi să vină cu terenul, nu ne-o băga noi. Nu, a lucrat. Înapoi. Unde-i? Mișu. Hai frumos, bagă-te pe mijloc. Pe mijloc? Da, pe mijloc încet, la aderență. Uite să aibă de ce se lege trebuie. Dă mai mult înapoi! Asta-i tare, asta-i viață. Zis-o lase. Nu, nu mai omoară. Uite că nu mai are ce. Aici, a blană. Da, încet. Spațiile în concediu. Dă-te un pic, că vreau să cacă. Noi ca și când nu uită, pentru încet să pui votul jos. Dă-i încet. Încet, încet, încet. Dreapta, 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 dreapta. Dă-i, dă-i. Stai un pic. Costel, stai că te legi de Mișu. Hai. Hai. Du-te, dă încet, 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 încet. Ca și coborârea de pe Godeanu. Când simți că e în trei picioare. Hai, mă, du-te încet. Drept? Încet, da, dă-i. Stânga, stânga acum. Dă-i. Dar nu mă, e piatră de desubt. Nu știu de ce l-am mâncat să ocolească. Dă-i încet să pui frumos botul. Încet. Încet. Bun. Bun. Și acum dă-i cu a întâia încet. Dă-i. Ușure, ușure, ușor, ușor. Dă-i, dă-i, dă-i. Liber. Gaz acum. Acum gaz. Gaz că rămâi pe cârlic dacă nu. Dă-i. Ate, hop! Nu ia zi, de asta te-ai băgat pe acolo. N-o pus ambreiajul. Până nu te pleznește. Îl tragi înapoi. Dă telecomanda mie. Dă-i nimic. Ești cu frâna, Mișu, da? Nu vezi că e o mașină. Închide geamul. No. Închide geamul. Dă-i roată. Încet. Încet roată. N-are șanse în stânga. Dreapta trebuie să iasă. În dreapta iese. Scoate-l în dreapta. Ia mâna de acolo că ți-o prinde. Da. Ai, ai. Hai, mă uit că nu o trage, văd că deci nu îmi pare să aici. Acum depinde de bagaj. Mai dreapta! Dreapta! Bun! Hai, hai, hai! Bun! Stânga ușor! Așa! Ușor, ușor, ușor din frână! Stânga! Bun! Stânga! Stânga! Nu, dă o speră de el mută pe chivin, apucă să se arăți în mijlocul drumului. O dea cu popcorn, frumos. Are popcorn. Nu? E prea cu minte? Nu, da. Ne pasă de admisie, de... Nu, bine, mă! Hai!
Hai, Roxy! Hai! Hai, Roxy! Hai, Roxy! Hai, Roxy! Hai, Roxy! Hai, Roxy! Hai, odată! Nu e a noastră! Hai, Roxy! Hai, odată! Hai! Hai, că ești de parte! Hai, hai, hai! Îndreaptă! Așa, bun, bun! Dă-i, dă-i, dă-i! Nu, las-o așa! Las-o, mare! Să ții numai tare de volan! Din frână, da? Așa! Ții volanul sănătos să nu-ți scapi din mână! Bun! Hai, perfect, perfect! Bun, 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 bun! Și orice s-o urcă la volan s-o urcă. Bine! Bine! Hai, Dumnezeu! Da, acum cum s-o pui, s-o oprească? Eu, apasă pe P sau de fapt oprește motorul că se pune. Apasă pe P! Hai, Dumi, că ni foame! Prin dreapta! Nu, Ionuț, Ionuț dreapta! Au! Au! Trăiască scutul! Opa! Numărul? E ok! Hai, hai, hai! Bă, la mașină toată lumea, hai da! Băi, n-aveți problema asta. Băi, ați fost singurii care n-ați atins cu nimic, numai cu ochieții. Noi suntem... cei mai scurți. Da. Hai, balena! Liber! Stânga! Stânga! Ai, ai! Lasă frâna! Uite de unde e bara la noi! No sleep, but damn
Se dau musca 360? Da. E bine să avem de drumul la muscat 2-7, că tu știi mai bine în timp. Am maxim 5 minute până la asfalt și după aia în sus, da, 5 minute. Uite ce e aia acolo și uite din partea aia altă. Las mânuțele de acolo. Uite. Hai da! Bună ziua! Bun, întrebare, oare știți de unde găsesc o folie de Suzuki Grand Vitara motor 2.0 HDI? Da, da, HDI. Da. Scuze, nu te-am văzut. Mulțumesc, aștept. Și mai mi-a încărcat mai câte o baterie din când în când și mă duc fără servo, nu mare. Are rost până sus să faceți mișcarea asta. E neprins, deși el de-abia mă trage în sus, nu-i mare numai coadaua. Nu bine. Bine, unde? La Ciurila? Și oare este loc să o și schimbe? Noi suntem la Buscat acum. Filmează un pic. Ionuț! Da. Am găsit-o la Ciurila. 150 de lei. Nu contează, merg după ea. Mă duc. Bun, îți dau numărul de telefon? Da, da, da. Primite-mi. Bine că este, dacă este. Mă duc, da, sigur. Deci 2000 HD, 2000 HD 16 valve. Bun, îți dau numărul. Trimite-mi și-l sun. Bun. Și cred că poți la acolo la el să știți. Perfect. Seama că așa bine s-au numerit și Aurel și Toyota, unul lângă altul, amândoi fără stație, it will be fun. Și-au venit sus pe deal și între timp eu aveam un furtunul ăla ce l-a cumpărat, am locuit furtunul lipsă. Ok. Eu și-am zis dacă mai pornește, dacă mai merge. Și n-a mai curs nimica. Da, între timp i s-a stricat la Ionuț mașina, i s-a dus folia de la motor. Și am găsit folie în aici în Ciurila, adică aici, nu, are de coborât vreo 30 de kilometri. O face și vine și el la locul de campare.
când o să-și dea seama oare că nu-i... Sau e ok? Nu e ok, bă. E ok? Ok? E sau nu e ok? Teoretic nu e ok. Deci nu e ok. Băreanu, suntem o frac. Ba da, dar eram curios cât voia să vă dați seama. Da, ce băieța ăsta din față. Eu chiar am fost surprins că o claxonat Sucu atunci, dar după aia am descoperit că o claxonat pentru portbagaj. Mai zici cineva ceva pe stație? Da. Ce? Aurel nu vine, da. Da, ce? Nu mai zic. N-ai reținut. Păi asta este datoria ta de copilot. Să știi ce se discută pe stație. Stânga trebuia. Păi pe stânga am vrut să merg și mă bagă pe dreapta. Nu ți-s cu două culori, unul galben, unul roșu. N-am două culori. Păi nu ai două culori pentru că tu ai făcut stânga aici, unde ai zis că e rău. E aici, e bine, unde era rău. Trag dreapta dacă cam stricat. Ne întoarcem noi. Vreți să vă duc un pic în față? Pe partea din stânga? Da, am fost și eu, dar să spun că este strat. Vreau un pic în față. Pe aici a urlat-o. Alo? Servus, hai dați înapoi. Veni, pa, pa. Pe aici au luat-o, Mișu? Eu zic că pe aici au luat-o, pentru că am ajuns jos, au zis că după ce faci stânga, cuplați tot ce aveți. Da, 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 aici, pe aici. Aici, aici. Dar pe aici trebuia să mergem. Da, da, pe aici trebuia. În dreapta e numai în caz că aveam mașini. Nu, iau că îmi dați toată voi că am ajuns aici. Nu, o ia drumul direct opusă dracului. Dar de ce e la volan? Da. O să-mi arătați și mie, vă zic că sunt aici, vreau. Deci ați luat-o în sus, da? Ați luat-o stânga la copaci, da? Da! Păi și de ce nu i-ați așteptat pe ceilalți să fiți siguri că v-au văzut? Că ei s-au dus în dreapta, s-au dus tot în față. Acum venim ușor și noi în stânga, pe urcare. Pe mă, Mișu, mă.
da, dacă voi credeți că puteți urca tot, nu, mă înșel. Păstrează trecul. Ai niște serpentine frumoase aici. Clar. Când ajungeți sus la o câmpiuță, acolo facem regruparea. Ce? 150 de metri mai la deal, dar blocați! Sunt niște serpentine. Da, hai să vedem ce lucrează băieții. A, da, voi nu v-ați dus până în ei? Adică de la mașina voastră? Este domnul din Mureș, Aurel, care vrea să întoarcă. A, da. Nu că dangerous, că mașina îi crapă, îi crapă oricând. Da. Da, păi să se tragă un pic pe dreapta și el se întoarce. Let's lay under the falling moon. Tell me something about yourself. You've never told to no one else. Ce ai în contact? Da. Hai să mă pun în față pe mașină. Deci am spui tu când poți să plec, când ajunge domnul cu Suzuki-le sus, da? Salut! Oh, salut! Ce faci? Unde este? Ce? Kiwi. Kiwi, s-a dus cu altcineva? Kiwi, vino tu dacă vrei. Ce trebuie?
Nu! Nu-i mă aud? Acum zic ceva, L200-le au ajuns amândouă sus. Perfect. Are acea putere să urc și mult extra, adică e... Când ai nevoie, mai apeși un pic și... Toyota sus! Ai tot timpul aia rezervă. Acum a ajuns, da. Puterea. Da, aia e cea mai faină. De ce stăm? E urcat Toyota aia sus și am înțeles că urcă domnul și după aia ne zice să plecăm și noi. Sau nu-i cază? Gata, au plecat. Nu-i mă, n-ai... E piatră de dedesubt, am văzut, adică piatră. Chiar dacă săpi un pic... Așa ăsta, nu știu cine în față, dar până... No, dai drum. Începe după el? Da, au pornit deja, dai. E sigur, Kiwi? Îți place cu patronul? Te-a urcat blană? Da. Cum îți place ție? Lasă-l să meargă! Îți las? Da. Da, hai. Sari! Hai. Hai. Iar astăzi și mâine trebuie să facem 3 zile de traseu, în doar 2 zile fizice, ca să recuperăm ziua stată ieri. Lovituri fine de baros. Reglajul fin. Mișu, cum s-ar zice, follow the track. Să ne dai un feedback la iarbă, dacă e udă sau nu. Nu, e ok, merge bine, nu problem. Explică-mi cum reușește Giulica să prinde tot timpul sectoarele astea de alergare să fie ea la volan.
Copiii, hai sus. Eu? Și noi te așteptăm la baraj după ce facem poza. Mișu, zi și îmblânzitorul de căței. Da. Exact. Aici o să fie fasole cu aromă de cârnați, că nu e foarte mult cârnați. Știi cum sugar and spice and everything nice. Eu am apucat o burată dinainte și a zis că știți că eu o să lipsesc. Da, da, ăsta zi eu. Bine. Stai, asta nu trebuie.
încep, mem, încep. S-au plecat fără mine. Un pic. A, e liber, du-te cu Mitsubishi, că e liber în dreapta. Numai că în stânga nu e prea bun. Dar încet, mă, așa, încet. Încet, am zis. Să duc. De ce vii fără mașină? N-ai ce, du-te la mașină, haida. Hai că nu mai stăm. Dacă nu mă pot urca aici. Ce să nu poți urca, măi? Cu Logan urci. Nu trebuie, tu nu trebuie să accelerezi, să turezi, să treapta urcă numai. Treapta a doua, reductor. A, e 1500-2000 de ture. Dar nu mai no, no. Capul la brațul meu. Da, tu n-ai văzut-o? Nu se vedea. La 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 la. Ce cântați? Uite aici. Iui. Pixelate. Iui. Filmat de ieri, de ce stăm? Da. De stăm? Așteptăm să încărcăm puțin bateriile. Asta ne refacem. Să încercăm varianta de falsice. Da, da, că este de-a lungi cum așa și deschid. Ia. Poți. Ce se fac? Îl pune un loc. Cum îl te face aici? Dar n-ai capăt și mori. Nu mă interesează asta. Ia, ah, drumul? În timp ce fetele fac mâncare. Da. Noi ce facem? Noi mergem să dăm foc la ciubăr. Acum hai să nu dăm foc la ciubăr. Să încălzim apa. Să încălzim apa din ciubăr, da. Și după aia băgăm volei? Da, dacă mai joacă cineva, că numai doi e plictisitor. Japonia! Japonia! Bubuială! Ar fi ceva să ne spargă geam.
Da, adevărul e că e impresionant. Maybe only in some part. De 11. Camera domnițelor. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat și s-au schimbat în acest spațiu de-a lungul timpului. Inițial, spațiul era compus dintr-o singură cameră, de unde mercenarii supravegheau și protejau. Bună dimineața! Din nou nu știm ce a ieșit din video și ce s-a înțeles, dar după dauna suferită de micul L200 am fost nevoit să facem o zi de pauză. Ieri, până când Dani ne-a salvat din nou tura, avem o zi în care nu am făcut nimic decât ne-am relaxat și am stat de ploaie. Unii am înțeles că ar fi stat până pe la 3 dimineața în ciubări. Lovituri fine de baros. Reglajul fin. Nici un latră nu mă câine, nici un bate nu mă vând. Ceea ce, nu știu dacă e bine sau rău, rău n-are de ce să fie, dacă probabil vor fi obosite astăzi. Iar astăzi și mâine trebuie să facem 3 zile de traseu, în doar 2 zile fizice, ca să recuperăm ziua stată ieri. Teoretic nu aș fi încercat să facem treaba asta, dar fiind în formație destul de răstrânsă și știind ritmul grupului, mă tentează să încercăm să facem treaba asta. Vedem dacă ne iese sau nu și ce obstacole vom întâlni, mai ales având în vedere că au fost cantități mari de ploaie ieri. Teoretic avem o singură zonă dificilă astăzi, niște urcări în serpentine, care sperăm că nu s-au muiat foarte tare. Da, da, nu știu, ceva... A fost posibil să facă ceva contact imperfect.
înțeles. Apa e la... Ok. Care, la M Galden? Da, nu știu. Nu, e temperatura la motor. Da. Eroii serii. Atenție, o țeavă în dreapta mașinii mele în față, aveți grijă tot ca aia de la, de dincolo. Ce-a căzut? Ba da, miroase apă. O, ce drăguț. Bine, după roșia nu mai e atât de impresionant, dar... Ba da. Să ajungem la un T dreapta și acolo se termină distracția, de acolo e ca asfaltul. Liber, Costi. Vino, Chibi, vino, vino. Să nu te sperii dacă o ia la vale. Acum ai centura, e ok. Nu neapărat, dar am zis să cobor frumos la aderență, să nu-i mai, să nu-i facem buzele simetrice la Patrick. Ah, ok. Te așteptăm. E bun și de liniștit că nu e nicio problemă. Așteptăm! Fain? Da. Fain, da? Pare că... Știți cum vreau să zic, mai mult acum pică fiecare. Nu pică aia. Cumva asta e motivul pentru care nu-mi repar bordul. Da. Vezi că e așa lipicios? Da. Entriamo.
O renumără turele? Da. Că l-aș fi lăsat pe Eric aici, sunt de frustrat. Păi, ce frumos să vezi în jos. Da, da. Cu detalii, întreagă. Da. În păcate, da, trebuie să uitați. Acolo e gheață sau iapă? Mamă mia, ragazzi! Acum toată lumea îți gândește cam cât avem noi de urcat. Aici facem copac frumos. Tare! Încălzit la seara! Totu-ți dai seama că o stă bine aici? Cu geaca. A, că n-am greșit, să... Nu, n-ai greșit, da. Cu geaca. Da? Aici poți să arunci și cu bani. De aici, Cristi, tu tot în jos. Drumuri bune. Mulțumesc frumos, drumul bun și vouă și toate cele bune. Să ne repede. Drumul ăsta, ne auzim acasă, hai, numai bine.